Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și bine v-am găsit la un nou episod din acest vlog. Astăzi voi deschide un nou subiect rezumat la diferite cărți pe care le-am citit. Înainte de a începe, vreau să fac o precizare. Nu am niciun beneficiu cu vreo editură, cu un autor sau primesc ceva și fac reclamă având ceva în schimb, nu. Din contră, ei trebuie să mă plătească pe mine pentru reclama făcută editurii, a traducătorului, a autorului, majoritatea sunt străini și nu sunt români, dar vreau să vorbesc despre aceste cărți pentru că mi-au lăsat o impresie bună, unele privințe m-au schimbat și de ce nu să împărtășesc și cu voi ceea ce concluzia la care eu am ajuns. O să vorbesc în mare pentru a respecta drepturile de autor și nu a primi un copyright strike. În primul episod de astăzi voi vorbi despre autorul Napoleon Hill. Cartea se numește De la idei la bani, este un bestseller, vândut în foarte multe milioane de exemplare, în engleză Think and Grow Rich. Napoleon Hill a fost unul dintre cei mai influenți gânditori americani și continuă să aibă chiar și acum un impact enorm. Cartea o puteți găsi la editura Curtea Veche. Dacă vreți, o luați direct de la această editură pe site sau vă puteți vă duce în librării. Dacă nu, căutați pe internet, sunt destule site-uri gen Libris, Elefant, eMag și așa mai departe în care puteți comanda aceste cărți. Cartea face parte din categoria Self-Help, dezvoltare personală. Cum i-a venit ideea acestei cărți lui Napoleon Hill? Fiul său s-a născut cu o gravă malformație și când medicii au spus că nu va putea auzi și vorbi, adică va fi surdomut, a respins acest verdict. Mai târziu, numai că băiatul și-a învins acest handicap, dar și-a devenit un mare om de succes. Cum simplu, tatăl său i-a sădit în minte principiile care stau la baza cărții, pe care o să o detaliez în minutele următoare. Și milioane de cititori la rândul lor au fost entuziasmați de filozofia expusă aici, cu o remarcabilă claritate și inspirație de povești de viață care ilustrează secretul acestei cărți. Printre ei se află Thomas Edison, Harry Ford și mulți alții. De la idei la bani este un drum fără ocolișuri, respectă etapele, crede în tine și împlinește-ți visele. Bun, mai exact, despre ce este vorba? Tot începe de la o idee. Orice idee pe care voi o aveți, acea idee trebuie să o cultivi zi de zi, săptămână de săptămână, an de an, până vei reuși. Să nu te lași înfrânt, indiferent de ce zice unul și altul. Bun, o să zic că mulți că, domne, este vorba numai despre bani. Nu este vorba numai despre bani. El a dat un exemplu general legat de bani, că majoritatea oamenilor au nevoie de bani ca să supraviețuiești, să prătuși bani. Pentru ca să ai un acoperiș deasupra capului, îți trebuie bani, să te îmbraci, să te încalci bani, să înveți bani, să te distrezi bani și așa mai departe. Asta nu înseamnă că e sclavul banului. Dar poate un om își dorește să fie lângă o persoană dragă, sau vrea să-și cumpere o mașină, sau vrea să devină profesor, sau își caută un loc de muncă, sau vrea să-și facă o casă, sau vrea să scrie o carte și așa mai departe. Încep cu acea idee, cultivi acea idee, îți faci un plan pe care vrei să-l urmezi și să concretizezi acea idee să devină realitate, iar el ne explică aceste procedee în carte. El a fost inspirat să scrie această carte datorită fiului său care avea handicap, dar și unui bun prieten care a vândut ideea și înainte de a-i vinde această idee, a ajutat pe mulți oameni celebri care au reușit să aibă succes pe diferite domenii datorită cărții. Dintre capitolele pe care le puteți găsi, e gândurile pot fi materializate. Primul pas către îmbogățire, dorința, este foarte important. Deci încep cu o idee sau cu un gând, după aia cu o dorință. Încrederea, autosugestia, cunoștințele de specialitate, imaginația, planificarea atentă, hotărârea, perseverența, puterea grupului de minți strălucite, misterul transmutării energiei sexuale, subconștientul, creierul, al șaselea simț, cele șase fantome ale fricii. Aici vă voi spune câteva povestioare, de exemplu,
din fond, a vrut să fac un anumit, la începutul cărții autorul dă câteva exemple de la idei la bani. A vrut să facă un nou tip de motor și și-a pus cei mai mari ingineri al lui să dezvolte și s-a dus la el și n-au reușit. Iar Henry Ford, când toți îi zicea să renunțe, să renunțe, le-a zis nu, continuați, continuați și la un moment dat a reușit să dezvolte acel motor. Altă poveste, vorba despre un lider militar, debarchează în portul inamic, ordonă subalternul să arde vasele și le zice în felul următor, ori luptăm, câștigăm și ne întoarcem acasă cu vasele inamicilor, ori murim aici. I-a motivat în așa fel încât toți au luptat, au câștigat, s-au întors acasă cu bogățiile țării inamice, dar și cu vasele lor. Altă poveste, o poveste din pe timpul sclaviei din America, când un mare proprietar de sclavi pățește o pățanie care îl schimbă. Vine un prieten al meu, știe că acel proprietar de sclavi este foarte violent fizic și verbal, iar o fată sclavă se duce la el și cere câțiva cenți pentru mânza care era grav bolnavă, iar el zice nu pleacă de aici. El se uită la el și zice da, domne, da, domne. Ei se apucă să discute și se întoarce ăsta înapoi și zice, păi, de ce n-ai plecat? Nu, domne, te rog frumos, dăm câțiva cenți pentru mama. Ăsta se întoarce și vrea să o pocnească, ea se uită în ochii lui, cere pe un ton nici prea autoritar, dar nici prea modest, acela scoate bani din buzunar, iar prietenul lui cel mai bun știm că e foarte violent, rămâne așa. Cum? Asta înseamnă puterea de a lupta, de a merge mai departe, de a fi convins de ceea ce ceri, ceea ce vrei să faci. Bun, altă poveste legată de un om care vrea să lucreze cu Edison, nu pentru Edison. Și era sărac, nu avea cum. El în fiecare zi își punea această idee în cap. Vreau să fiu partenerul de Edison, vreau să lucrez cu Edison, nu pentru Edison. Și reușește să ajungă unde e Edison, călătorind clandestin cu trenul, iar când ajunge în fața lui Edison, îi zice, vreau să lucrez cu dumneavoastră, nu pentru dumneavoastră, e foarte atent ceea ce vrei să ceri, ceea ce vrei să realizezi. Trebuie să fii foarte punct și la obiect, deci nu în linii mari. Și Edison ne spune, dar nicio problemă, câțiva ani de zile subalternul lui n-are nicio șansă, dar el în fiecare zi avea mentalitatea asta de a lucra cu Edison, de a fi partenerul lui. Până la un moment dat, când Edison face un nou, nouă descoperire și încearcă să o promoveze, nimeni nu-l ajută. Iar acest tânăr vine cu ideea și de atunci mai mult de jumate din afacerile lui le dă acestui om. Concluzia. Ai o idee, nu te lăsa de ea, gândește pozitiv, când alții zice să renunți, nu renunța, mergi mai departe. Un alt caz, un mare agent de vânzări de succes, prima dată muncea, a renunțat la muncă, era febrarul aurului în America, cumpără o mașină aceea de extracție aurului, extrage ce extrage, până la urmă renunță că filonul s-a epuizat. Vinde unui muncitor, tot așa din America, iar ăla contează foarte mult. Înainte de a se apuca, angajează un inginer de prospecțiune. Îi spune unde să sape și se îmbogățește. Iar lui îi pare rău că a renunțat prea devreme. Să-ți știți un singur lucru. Eșecul este la un pas de succes. Nu trebuie să vă lăsați când considerați că nu mai puteți, mergeți mult mai departe, că atunci o să vă pară rău și este păcat. Bineînțeles, lista cu aceste povești continuă, dar vă spune și modul de a vă dezvolta, de a fi încrezători în voi, de a gândi pozitiv, de a renunța la anumite teme, la anumite temeri, la anumite frici, de exemplu, sunt sărac și ce dacă? Din contră, să fii mândru că mergi la drum cu un handicap față de altul care a fost crescut cu o linguriță de argint. Am o problemă de sănătate, n-ar mică, îmi iau tratament, merg mai departe, că nu sunt școlit, nicio problemă, în timp poți să înveți, să te documentezi, să devii o persoană autodidactă. Că, nu știu, fac parte dintr-o anumită etnie. Nu, nicio problemă. Se poate corecta aceste mici defecte. Dacă nu le corectezi și rămâi încuiat și cu frici și cu alte lucruri, nu vei reuși. Dar în fiecare zi trebuie să te gândești cum și cum. În momentul când ți-ai făcut planul, ți-a venit o idee, vrei să o pui în practică, va veni de la sine modul de a-l realiza și faceți un termen de un an, doi, trei, nu știu, vreau să câștig 1.000.000 de euro. Păi te gândești cum produc acei 1.000.000 de euro, care sunt căile, care sunt etapele, cum fac rost de bani și așa mai departe și vor veni toate de la sine. Eu recomand această carte pentru că mi-a deschis noi orizonturi și
M-a făcut să înțeleg că făceam și eu câteva greșeli și dacă o continuăm așa, peste câțiva ani de zile chiar aveam de plătit. Mai bine acum să mă autocorectez decât mai târziu să îmi pară rău. Plus că merită și o investiție de viitor. Nu înțelegi acum, poți să mai citești odată și poți să-ți dai seama despre ce e vorba. Secretul este într-o idee. Ai o idee, o pui în practică, o urmărești, alergi și vei reuși. De asta cu trecerea timpului, cu multă muncă și perseverență. Merită, nu e scumpă, eu am luat-o la promoție cu 20 ceva de lei, e cât un viciu, un pachet de țigări, o bere, o șaorma, un energizant și alte lucruri. Decât să mi arunci în vânt, mai bine e o carte și o ai ani de zile. Nu înțelegi, poți să apelezi la un prieten să-ți explice. Dar este o carte din categoria self-help, dezvoltare personală, care merită cumpărată. Și nu o să vă pară rău. Bineînțeles, Napoleon Hill a scris mult mai multe cărți din acest domeniu. De exemplu, Puterea de convingere, Secretul bogaților, Cheia succesului, Gândirea pozitivă, Despre succes, Secretele prosperității, Secretul libertății, Diavolul păcălit, Regulile de aur ale lui Napoleon Hill, Calea spre succes, Secretele celor trei maestri ai succesului pentru a schimba viața. Aici se referă la Dale Carnegie, care e un bun orator cum să comunici, și la încă un autor de dezvoltare personală. Bun, asta e prima carte din numărul de cărți pe care le-am cumpărat și urmează să le citesc. Vi le recomand cu plăcere, merită, o investiție de viitor, vă face să gândiți altfel, vă deschide anumite idei, anumite orizonturi care mai târziu vă vor primi și este o investiție bună. Repet, nu am nicio combinație cu curtea veche, editura, cu autorul, urmașii autorului sau cu cei care au tradus în română această carte. Eu îmi spun părerea mea personală pentru că m-a impresionat și e o carte bună de lecturat și chiar să înveți ceva din ea, să pui în practică. Așa ceva la școală nu prea găsești, cum zicea și un vlogger din România, trebuie să pui tu mâna să înveți, să te autodocumentezi dacă vrei să faci ceva în viață, să ai o cultură generală, dar și anumite noțiuni care, în mod normal, în școli nu prea le găsești. Dacă v-a plăcut acest scurt rezumat al lui Napoleon Hill de la Idei la Bani, în engleză Think and Grow Rich, duceți-vă și cumpărați-o sau împrumutați-o de la cineva care o are. Nu o să regretați, eu sunt domnul Virgil, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea cu bine la noul videoclip, în domeniul alimentar sau cu alte domenii cu informații generale sau specifice unui domeniu. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi plăcută. La revedere!